Termonet, operatorul serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Suceava, anunță că începând cu data de 24 septembrie, ora 8, și până pe data de 26 septembrie, ora 20, apa caldă va fi oprită în zona gării din Burdujeni. Sistarea furnizării apei calde în zona gării din Burdujeni se face în vederea efectuării lucrărilor de racordare a noului tronson la magistrala care alimentează cu agent termic două puncte termice, punctul termic Gară și punctul termic Anele Burdujeni. Devierea magistralei de transport agent termic face parte dintr-un proiect aprobat de Primăria Suceava și are ca finalitate construirea unui supermarket în zonă. Reprezentanții Termonet își cer scuze pentru disconfortul creat, asigurând faptul că salariații Termonet vor acționa cu responsabilitate maximă pentru ca în seara zilei de 26 septembrie apa caldă să ajungă în casele consumatorilor.